Salut, sunt Răzvan Dragoș și stau de vorbă cu Adrian Mlădinoiu, fost secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. O să vorbim despre frământările din ultima perioadă, ce ne frământă pe noi ca români și în particular și în general ce ne frământă pe noi ca cetățeni ai planetei. Salut, Adrian, și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să stai de vorbă cu mine. Salut, Răzvan, mulțumesc pentru invitație. Adrian, suntem la un an de război în Ucraina. De ce acest conflict, care poate părea minor din unele perspective, afectează o planetă întreagă? Păi nu este un conflict minor. Păi nu este, dar atunci de ce este afectată planeta de acest conflict? Pentru că, din perspectiva pe care eu o am astăzi, cred că se reașează lumea și atunci este natural să fie afectată. Nu? Această reașezare este pe mai multe paliere. Economic, cultural, ideologic și așa mai departe. Asta ține și de globalizare, nu? În primul rând. O reașezare prin globalizare, nu? Globalizarea este un fenomen care există de mai mulți ani. De foarte mulți ani există tendințele astea, adică de foarte mulți ani însemnând de secole. În momentul în care noi ca indivizi am reușit să transferăm cunoștințele pe care le-am avut către alte teritorii și către alte populații, a început un soi de globalizare. Această globalizare, din perspectiva ideilor, există din cele mai vechi timpuri. Și atunci, pur și simplu există. Reașezarea de care vorbeai mai devreme, din perspectiva războiului, este o realitate și o acceptăm ca atare. Și am avut, la un an de la începerea războiului, am avut o descindere istorică a președintelui Biden la Kiev. Ce mesaj încearcă să transmită Joe Biden prin vizita sa? Vrea să îmbărbăteze Europa, să fie mai unită în susținerea Ucrainei? Da, mi-e greu să cred ce a vrut să transmită Joe Biden. Ce am simțit eu în momentul acesta a fost un soi de camaraderie și de sprijin oarecum necondiționat pentru efortul pe care îl face Ucraina în acest moment. Eu, fiind crescut și educat într-un soi de cultură de asta a echipei, înțeleg foarte bine că cel puternic, adică cel care reprezintă puterea la momentul respectiv, să o și arate sub forma asta. Deci era necesară această vizită la un an de la începerea, la debutul invaziei Rusiei. Da, bineînțeles că era necesară. Era necesară întâlnirea B9, București 9, pe care a fost în Polonia. Sunt declarații politice importante de care ar trebui să ținem seama pe viitor. Apropo de formatul București 9, care presupune este o reuniune de securitate ce reunește 9 țări de pe flancul estic al NATO, de ce s-a ținut la Varșovia și nu la București? Adică și era și chestia asta că de ce a ținut Joe Biden discursul istoric legat de la un an de la începerea conflictului la Varșovia și nu la București? Adică suntem cumva mai puțin afectați de războiul ăsta decât polonezii? Că așa mi s-a părut că nici măcar n-a menționat România în discursul ăsta. A invitat-o pe Maia Sandu să asiste la discurs, nu și pe Klaus Iohannis. Adică suntem ruda săracă a NATO? Cam asta ar fi întrebarea. Nu suntem ruda săracă.
Nu pot să vorbesc despre rațiunea pentru care a fost alesă Vorșova, pentru că nu știu. Polonia împreună cu România sunt cei doi mari vecini care asistă efortul de război al Ucrainei, câteodată ignorând nevoile proprii. Și este bine pentru noi că am generat acest tip de format, pentru că formatul B9 este generat de către politica externă și tehnicienii din cadrul Ministerului de Externe care se ocupă de politica externă a României. Nu cred că este foarte important că a fost la Varșovia sau și că n-a fost la București, sincer. Nu cred că asta este important. Important este că se generează un efort comun în sprijinul unei idei și ideea este aceea de libertate, de nevoia popoarelor în a-și hotărî singure destinul. Și aici Cartea Drepturilor Omului, la care și noi am aderat, evocă foarte bine aceste deziderate cu care în principiu toată lumea a fost de acord. Totuși, dacă faci... Spune, te rog, scuze-mă că te întreb. Da, zic, nu trebuie să uităm că precursorul ONU este Liga Națiunilor, unde Titulescu a fost președinte de două ori. Și atunci, cred că istoric avem datoria să reafirmăm, să ne reafirmăm în cadrul formatelor internaționale, exact în forma în care Titulescu a lăsat să înțeleagă că România este importantă. Așa, și crezi că mai cât de mult contăm în formatele internaționale, cum ar fi ONU, de exemplu? Să amintim eșecul de a fi votați membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU din 2019. În 2019 a fost o greșeală de evaluare a unor politicieni și n-aș vrea să... Unor politicieni români? Unor politicieni români care au evaluat greșit datele pe care le aveau de la Ministerul de Externe și de la celelalte instituții cu abilitate în acest sens, pentru că era stabilit deja la nivelul Uniunii Europene o susținere masivă pentru Estonia. Estonia nu fusese niciodată membru în Consiliul de Securitate și cutuma europeană spune că în principiu se aleg țări în funcție de moment și în funcție de faptul care generează această valoare a poziției. Și atunci s-a stabilit ca cei care nu au făcut niciodată parte din Consiliul de Securitate și sunt parte a Uniunii Europene să fie susținuți pentru acest lucru. Iar Estonia a început această campanie de strângere de voturi. Practic asta s-a întâmplat la ONU. Din celelalte zone ale lumii cu 2016, în momentul în care cutumiar s-a stabilit la nivelul Uniunii Europene în 2016 că Estonia va fi susținută pentru această poziție, iar noi sincer ne-am politicienii care au susținut posibilitatea unei alegeri și au transmis către conducerile partidelor, respectiv conducerea ministerului și așa mai departe, această dorință, au greșit profund. Adică s-au transmis semnale greșite, din ce înțeleg. Practic adică nu aveam șanse să practic fim... Practic nu aveam nicio șansă. Inițial eu am crezut și am avut și discuții pe subiectul acesta. Am crezut că va fi o candidatură prin care să ne negociem lucruri într-un parteneriat cu Estonia și aveam de negociat. Eu am avut două vizite în Estonia.
în 2017. Am văzut sistemul informatic pe care l-au implementat ei și era un lucru care putea fi negociat, iar celălalt, de care știu, viza poliția aeriană care se face prin rotație de către toate țările membre ale Uniunii Europene. Și am ajuns în situația în care să pierdem pentru că era previzibil că o să pierdem. Susținerea Estoniei era masivă, candidatura a fost depusă din timp, a avut timp să-și facă lobby-ul necesar în Africa, în Asia de Sud-Est, în America de Sud, în așa fel încât să fie sigură de votul respectiv. Deci nu a fost neapărat un eșec diplomatic, ci un eșec de comunicare, dacă îi putem spune așa. Un eșec al Da, eu aș zice că a fost un eșec al înțelegerii profunde a situației în care se află România și o decizie greșită a unor politicieni care n-au ținut seama de tehnicienii din aparatul de lucru al Ministerului de Externe. Am înțeles. Revenind la războiul din Ucraina, care crezi că sunt scenariile prin care se poate tranșa conflictul? Având în vedere faptul că studiile mele până în momentul acesta sunt aproape exclusiv militare, de la liceu militar până la Colegiul de Război NATO, cred că singura soluție acceptabilă este ca Alianța să susțină în continuare Ucraina în demersurile pe care este obligată să le facă, pentru că altfel ar însemna să renunțăm la cele valori de care amintisem la începutul emisiunii. Păi da, din perspectivă strategică militară, efortul pe care îl fac ucrainienii este uriaș, iar efortul pe care îl face NATO sau țările membre NATO în a furniza materiale necesare sub diverse forme este considerabil. Și asta înseamnă practic un război de susținerea în continuare a Ucrainei, le supune un război de anduranță, că din discursul sau delirul lui Putin de ieri, înțelegem, adică mesajul care a transpus din discurs este că este pregătit să facă maraton din acest război. Adică pe termen nelimitat, adică dacă războiul se poate încheia în momentul în care, cred că războiul se poate încheia doar în momentul în care Putin își va recunoaște înfrângerea, ceea ce mi se pare greu de imaginat în ziua de azi. Sau există varianta în care, la un moment dat, în acest demers, Putin va fi înlăturat de la putere. Este foarte probabil. Și atunci, el este pus în situația în care e foarte complicat să dai înapoi azi. E foarte complicat în sensul în care, pentru el, un pas înapoi, în sensul în care tu aminteai de o așa zisă înfrângere, eu cred că ar însemna pentru el sfârșitul vieții lui, pentru că acolo se va ajunge, gândește-te ce s-a întâmplat cu Ceaușescu, ce s-a întâmplat cu alți lideri de tipul ăsta, care într-un moment au făcut un pas în spate sau în lateral și au dat posibilitatea celor care îl contestau să ajungă într-o poziție de putere în care au hotărât inclusiv omorârea acestora. Adică singura lui variantă este să meargă până la capăt, indiferent ce înseamnă acel capăt. Da, e foarte complicat de prognozat ce înseamnă acel capăt. Pe de altă parte, încă o dată, noi suntem obligați de valorile pe care le reprezintă viața noastră de zi cu zi și acum
gândește că România este una din cele mai sigure țări, chiar și știm lucrul ăsta. Am văzut cu niște prieteni zilele trecute care spuneau: Doamne, nu înțelegeți cum e la Bruxelles. București este un oraș extraordinar de sigur. Și zice, nu poți să-ți imaginezi să ieși dintr-un perimetru de 5 străzi și să ajungi să îți ia hainele de pe tine sau așa mai departe. Eu și tu, Răzvan, sigur, ți-aduci aminte de momentele de după Revoluție, când eram copii. Nu puteai să te duci pe altă stradă, că erai luat la întrebări ce cauți Erau acolo și așa mai departe. cartiere răufamate. A fost o perioadă interesantă. Da, nu răufamate în sensul ăsta pe care îl vedem la televizor, să te împuște, să te taie cineva A, sau așa mai departe. nu suntem chiar în Mexic sau în Da, Columbia. era neplăcut să treci pe altă stradă, să te duci, nu știu, să te întâlnești cu o fată sau așa mai departe. Era aproape exclus. Te vedeai într-un mediu ăsta neutru, în parcul central sau nu știu. Deci ar trebui să ne simțim privilegiați că trăim într-o țară sigură. Deci, bineînțeles. Cât de sigur. Uită-te. Atât de sigur încât noi doi astăzi putem să vorbim despre lucrurile astea. Da. Și asta e un soi de libertate și Dar nu ți se pare paradoxal că în lumea în care trăim, simplu fapt că ne putem bucura de această libertate este din ce în ce mai, cum să zic, se micșorează spectrul. Adică din ce în ce mai puțin parcă putem vorbi despre ce vrem. Nu mi se pare. Cred că avem o percepție greșită despre realitatea în care existăm. Și am citit o carte care mie mi se pare foarte elocventă pentru ce spuneai și tu mai devreme. Se numește Factfulness. Este scrisă de un suedez care nu mai trăiește astăzi. Era profesor de medicină preventivă, fel de DSP la noi, și este scrisă cu fiica și cu ginerele lui, în care ne spune, de fapt, o realitate pe care mulți dintre noi, cel puțin dintre noi, ăștia care trăim așa cum trăim astăzi, nu o cunoaștem. Și anume că doar 1 miliard dintre cele 8 miliarde trăiesc în condițiile astea pe care le simțim noi, în siguranță, cu diferite tipuri de facilități, cu acces la energie, la plimbări, la foarte multe lucruri. Restul trăiesc în condiții mult mai rele decât trăim noi. Iar din cele 7 miliarde rămase, în jur de 4 miliarde jumate, trăiesc cu speranța că vor putea pune pe masă ceva de mâncare a doua zi. Nu ceva așa cum ne imaginăm noi, ci ceva, cel ceva care să-i țină în viață. Acei 4,5 miliarde trăiesc aproape toată viața în aceleași haine, ceea ce este greu de închipuit pentru noi astăzi. Și are un fel de, nici nu știu, sondaj de opinie, cred că da, un sondaj de opinie cu 13 întrebări pe care le adresează în principiu leadership-ului companiilor mari din zona asta de lume, adică Europa de vest, noi, Europa de vest, America de nord. Și răspunsul la întrebări este în proporție de 75% greșit. Întrebări de genul: mortalitatea infantilă în ultimii 30 de ani a crescut sau a scăzut? Și domnul profesor se duce și ia niște cimpanzei de la grădina zoologică din Stockholm și cimpanzei răspund 33% corect față de 25% oameni. Apropo de percepția pe care o avem asupra lumii. Da. Noi versus restul lumii. Adică noi am putea să ne numim privilegiații, că asta suntem. Suntem niște privilegiați, că suntem sănătoși, trăim în niște țări sigure, cu o economie cât de cât stabile, cu acces la sănătate, la educație. Sunt niște privilegii versus
versus oamenii, exact ca și noi, care nu au avut șansa să se nască într-una din țările astea de care vorbim. Și atunci, nu știu dacă suntem noi mai buni decât alții cu ceva. Doar faptul că ne-am născut undeva, nu cred că ne face nu mai buni sau faci, mai rău nu. decât alții. Este doar o chestiune de șansă și din punctul meu de vedere. Da, și o chestiune de responsabilitate pe de altă parte, în a face ce putem pentru a genera puțină bunăstare și pentru alții. Eu, adică astea sunt premisele de viață de la care plec. Corect. Să ne întoarcem la Rusia și la prietenii ei. În ce cheie trebuie să interpretăm comunicarea Chinei de ieri, conform căreia relația dintre China și Rusia e solidă ca o stâncă și va rezista oricărui test? Este o declarație interesantă și o poziționare mai mult decât interesantă a Chinei. Până în momentul de față nu a fost așa de explicită în a manifesta susținerea față de... Exact. Și nu față de cauza Rusiei, ci față de modul în care cred eu că se va reașeza lumea. Și atunci cred că este de datoria celor care astăzi dețin puterea în țările astea vestice ale noastre, în zona asta de lume, în a analiza corect tipul ăsta de declarații și a se poziționa la fel de corect în ceea ce privește diplomația și dialogul cu marile puteri ale lumii. Nu există comparație în sensul valorilor pe care le avem noi versus valorile Orientului, pentru că poziționarea asta este a unor țări din Orient. Și cred că cei care fac analize ar trebui să cunoască foarte bine istoria și cultura acestor țări. Iar înțelegând acest lucru, cred că politicienii care au puterea pot să decidă corect care este raportarea noastră a blocului NATO, Uniunea Europeană, față de aceste țări pe care le considerăm inferioare sub diverse forme. Care este raportarea noastră a Occidentului, a NATO, Uniunea Europeană, față de celălalt pol de putere care se construiește la nivel global, BRICS, din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, în care vor să intre acum și Iranul și Arabia Saudită. Deci se creează un pol de putere al outsiderilor ca o contrapondere la tot ce înseamnă lumea occidentală. Cum crezi că va influența BRICS, construcția polului ăsta de putere, cum crezi că va influența balanța de putere la nivel global? BRICS versus restul lumii, Occident. Nu cred că există modele pe care să le putem accesa astăzi, pentru că este prima dată când se generează tipul ăsta de raportare după căderea cortinei de fier. Da? Și în anii cortinei de fier, disputele erau între doi poli de putere, între Statele Unite și Rusia. S-a dovedit că, din perspectivă politică, economică, socială, modelul democratic american a fost acceptat și a generat, practic, dizolvarea celuilalt pol de putere, oarecum natural, pentru că cu foarte mici excepții nu a existat violențe, nu a existat război, pur și simplu a fost o schimbare de mentalitate și o dorință a oamenilor de a se regăsi în cutuma și în logica de viață a
generată de Statele Unite, care nu cred că e greșită. Pe de altă parte, cred că acest BRICS nu este un pol de putere adevărat în sensul ăla pe care tu îl spuneai, fiindcă Africa de Sud este o democrație cu specificitățile, dar este o democrație. Așa. Mai avem India, Brazilia. Brazilia și ea este o democrație, cea mai mare țară din America de Sud, și dacă nu mă înșel, suprafața Braziliei este aproape suprafața Europei, o populație de 250 de milioane. Ceva de genul. Bun. Cred că există loc la masă pentru toată lumea, atâta timp cât lucrurile pe care le generăm în cadrul discuției de la masă de care vorbeam sunt constructive pentru individ. Există o teorie, ai amintit de globalizare, există o teorie a unui filozof cunoscut, teoria dreptății sociale. Da? Și această teorie relevă în esență faptul că individul este important dincolo de stat. Pentru că, foarte simplu spus, nu există niciun stat care să nu aibă niște cetățeni. Da? Deși statul este o construcție abstractă, el trebuie populat cu niște oameni care să îl țină în viață. Și atunci, așa avem contractul social dintre stat și cetățean. Da. Acum, sunt momente în istorie când la putere ajung oameni care își doresc să schimbe acest contract de care vorbeai tu, sub diverse forme. Nu cred că o să se termine lumea cu un conflict și conflictul din Ucraina este relevant pentru că este aproape de noi, adică mai relevant și mai vizibil. Este mai vizibil pentru că țările de care vorbeam, țările noastre, țările Uniunea Europeană, România și așa mai departe și toți partenerii s-au implicat activ în a ajuta Ucraina. Dar mai există conflicte înghețate pe tot globul, de care nu știu, nu au fost popularizate, nu au fost mediatizate la nivelul la care este mediatizat acest conflict din Ucraina. De ce te întrebam la început despre impactul pe care are conflictul ăsta asupra întregii planete? De-aia... Impactul pe care îl resimțim este generat în primul rând, cred eu, de mediatizarea excesivă a conflictului. Și mijloacele prin care se pot crea știri false și așa mai departe, sunt multiple, sunt folosite și de o parte și de cealaltă. Ăsta este raportul conflictului modern. Și atunci este normal să omul de rând să simtă impactul de care vorbeai tu. În plus, Rusia, având resurse naturale largi, a generat un soi de criză anul acesta, încercând să joace cărțile pe care le are, în special în defavoarea Uniunii Europene, sperând că va genera un soi de revoltă populară, pentru că în strategia de război a Uniunii Sovietice, respectiv a Federației Ruse și a Rusiei mai nou, unul din mijloacele de luptă este exact acest tip de dezinformare a maselor, care să creeze presiune și revolte populare pe politicienii care conduc țările cu care sunt în conflict, sperând să slăbească lanțul de comandă și în acest fel să obțină avantaje tactice și strategice. Război hibrid, care se desfășoară nu doar pe front, ci se desfășoară pe mai multe fronturi. Și cred că cea mai puternică armă a războiului hibrid este fake news-ul.
Acest război hibrid este definit astăzi ca un război hibrid, pentru că el, formele de care vorbim noi, există de foarte mulți ani. Cred că prima dată a fost conceptualizate și scris de către Sun Tzu, arta războiului. Arta războiului. După aceea, în timp, teoreticienii militari au fost și au dezvoltat aceste concepte care se referă la folosirea multiplă a mijloacelor pentru a câștiga un conflict. Deci, ca să clarificăm asta cu polii de putere, nu crezi că suntem într-o capcană lui Tucidide când vorbim de BRICS versus Occident, în care hegemonul contestă liderul? Nu cred. Cred că hegemonia Statelor Unite a fost evidentă pe toate palierele vieții sociale. Lumea dezvoltându-se cu viteza cu care s-a dezvoltat în ultimii 50 de ani au generat și generează plus valoare multor țări și populațiilor din mai multe țări. Și atunci este normal ca politicienii care conduc țările despre care vorbim să-și dorească să aibă un dialog constructiv bazat pe interese proprii cu toți actorii din piață. Vorbim de globalizare și amintind tu mai devreme de globalizare și de modul în care influențează și este influențată la rândul ei, cred că trebuie să înțelegem că astăzi în economia vieții pe care o avem, statele tind să-și piardă din suveranitate. Încep să apară companii foarte mari care sunt suprastatale. Și cred că internetul a generat, pe de o parte, acest tip de raport care este în defavoarea individului, într-un mod ăsta foarte simplist, dar una peste alta, obligația statelor, cred că este de a reglementa modul în care companiile suprastatale acționează în piață. Și atunci ele sunt un plus, evident, pentru toți, da? Dar sunt un plus atâta timp cât ele funcționează într-un cadru reglementat. Și acest cadru reglementat trebuie să aibă la bază etica care generează orice tip de interacțiune. Astăzi și astăzi, anii trecuți, vedem tot felul de discuții vis-a-vis de modul în care se comportă, nu știu, Google, Facebook, Twitter. Gândește-te că o companie ca Twitter interzice președintelui Statelor Unite ale Americii să mai posteze ceva pe contul respectiv, pe contul și pe care Twitter, l-a dat și Twitter și Facebook, că vorbeam de și suspendă contul. Adică ei trec de la esența nevoii pe care o acopereau, trec într-un soi de generator de politici publice, ceea ce este greșit în esență. Nu se poate o companie să cenzureze un stat. Un stat care este reprezentat la momentul respectiv de un politician, pentru că asta ne-am dorit, nu? În democrație, asta e esența democrației. Cetățenii își aleg reprezentanți cărora le dau puterea pentru o perioadă limitată de timp și au posibilitatea să îi schimbe ori cu alegeri, ori cu alte mijloace juridice existente. Uite că în Statele Unite se poate, apropo de ce povesteai de modelul american, unde avem aceste companii suprastatale, unde putem spune că marile corporații controlează statul, putem spune asta, versus modelul celelalte economii puternice la nivel mondial, China, unde statul controlează tot. Da, sunt modele diferite. Cred că este mai puțin important pentru telespectatorii noștri astăzi
cum gândesc cele două mari puteri. Cred că relevant pentru noi ar fi să înțelegem foarte bine realitățile în care suntem și să ne definim interese proprii în baza acestor realități. Interese proprii, nu utopice, adică ne putem dori mâine ca România să fie un pol de putere ca o contrapondere la China sau la Statele Unite, dar bineînțeles că nu. Cred că avem destule calități, cred că avem destule resurse, cred că avem destule lucruri istorice la care să ne raportăm, în așa fel încât să putem fi realiști și să generăm politici corecte de care avem noi nevoie și de care au și ei nevoie. Atunci să fim câștigători în planul acesta al raportării externe, pentru că este extrem de, extrem de important ca România să se poziționeze corect față de interesele ei, dar și față de interesele celorlalți. Că până la urmă nu ne dorim să facem rău nimănui, ne dorim să ne consolidăm noi ca țară și să oferim poate mai multă bunăstare celor care nu au la nivelul nostru. Apropo de interesele noastre, de ce nu a reușit diplomația românească să aplaneze scandalul Băstroe? Adică trebuie să aflăm de pe Twitter că Ministerul Infrastructurii din Ucraina a lucrat la canal încălcând niște convenții internaționale și punând în pericol biodiversitatea din Delta Dunării. Asta nu trebuia să apară în presă. Mi se pare că era o chestiune care trebuia rezolvată la nivel diplomatic. De ce nu s-a reușit la nivel diplomatic stingerea acestui, că e un scandal de câteva săptămâni, numai despre asta discutăm. Dar nu era, adică nu cred că era de datoria diplomației românești să rezolve această situație în condițiile în care există tratate internaționale care interzic Ucrainei să facă tipul ăsta de lucrări în și zona totuși respectivă. Le-a încălcat. Da, știi foarte bine că noi am fost într-o dispută teritorială cu Ucraina vis-a-vis de insula Șerpilor. Da, știu. Diplomația românească a câștigat-o. Cum? Diplomația nu poate să, din perspectiva mea și a înțelegerii pe care o am astăzi, nu poate să fie jandarmul tratatelor în sensul ăsta. Adică era, nu are mijloacele necesare, nu aveau. Ministerul de Externe nu avea oameni care stau în Delta Dunării, se plimbă de acolo să vadă dacă cineva strică ceva sau își mai construiește o casă și așa mai departe. Și cred că reacția a fost foarte bună a ministrului Grindeanu, care în momentul în care a fost informat a luat o poziție publică, pentru că singurul instrument pe care îl avea era ăsta. A informat primul ministru și pe ceilalți care sunt responsabili vis-a-vis de această problematică. A informat Comisia Europeană, care înțeleg că a luat poziție. Este important ca acest conflict să nu ne transforme în niște sălbatici. Hai să schimbăm perspectiva. Crezi că Ucraina încalcă tratate internaționale adâncind canalul Băstroe? Crezi că Ucrainei ar trebui să-i se permită orice concesii la nivel internațional doar pentru faptul că se află în război? Deci la momentul ăsta nu se știe, nu există date certe că acest canal a fost adâncit. Sunt doar informații pe care noi le-am primit de pe urma unor postări și a unor declarații din partea ucraineană. Există, înțeleg că s-a cerut de către Ministerul de Externe o comisie mixtă care se poate evalua dacă într-adevăr în zona respectivă s-au făcut lucrări de adâncire a canalului, nu de dragare, pentru că dragare pot să facă, au
dreptul să facă. Nu cred că vreunei țări se poate permite orice concesie indiferent de situația în care se află. De la tratatele internaționale, indiferent de situația în care se află. Pentru că aceste tratate au fost generate pe urma celor două mari conflicte mondiale. Și atunci, predecesorii noștri cred că au învățat că există niște limite care nu pot fi depășite de către nimeni și sunt unanim acceptate. Și atunci nu cred că cineva este mai deștept decât altcineva și poate face orice, oricând și oricum. Și cealaltă durere a noastră, Schengen. Și eu te întreb simplu, de ce a reușit Croația să facă presiune asupra Austriei pentru intrarea în Schengen, iar noi n-am reușit să facem asta, n-am reușit să ne impunem în fața Austriei. Știu că acolo a fost o miză politică pentru puterea politică de la Viena, blocarea României, dar totuși Croația a reușit să pună suficiente presiuni încât să intre în Schengen, iar noi n-am făcut asta. N-am fost în stare să facem asta. Am făcut tot ce trebuia să facem, am îndeplinit toate criteriile. Dacă găsești un politician populist cum este actualul prim-ministru al Austriei, îți dai seama că tratatul de la Lisabona, care a generat Uniunea Europeană în forma actuală, ar putea suferi modificări. Pentru că este foarte complicat și foarte frustrant să îndeplinești toate obligațiile legale, iar votul, în esență, de cei care au redactat tratatul de la Lisabona, era o formalitate. Era o formalitate de expresie a faptului că s-au îndeplinit toate. Nu a fost gândit ca un mijloc de presiune sau de represiune, pentru că niciunul din cei care au negociat și redactat tratatul respectiv nu s-au gândit la un moment dat că în Europa este posibil ca un prim-ministru să vină la masă să spună nu vreau eu, nu vreau. Pentru că motivul este, nu are niciun fel de susținere povestea cu migranții care traversează România. Din punct de vedere tehnic îndeplinim toate deci este criteriile. O prostie, eu nu înțeleg cum a putut să o spună, pentru că rutele de migranți sunt recunoscute la nivel internațional, sunt mapate sau, ca să zic așa, desenate pe hărți și România nu este pe niciuna din aceste rute. Cred că a fost un joc politic pentru interiorul Austriei și mai cred ceva. Croația este o țară mică, cu o populație foarte mică. Nu este o miză cu adevărat pentru Austria și pentru piața Uniunii Europene. Și atunci, cred că trebuia să ne facem cărțile mai bine și mai din timp. Am făcut tot ce am putut, am îndeplinit condițiile, pentru că cred că în mintea noastră a fost educația de 7 ani de acasă, știi? Domnule, dacă sunt cu minte și fac tot ce mi se spune și stau în banca mea, până la urmă domnul profesor nu mă dă afară din clasă. Ei, uite ce să vezi că a venit un nebun și te-a dat afară, în condițiile în care tu ai respectat tot ce trebuia să respecti. O ultimă întrebare, Adrian. Ce crezi că lipsește diplomației românești azi? Întrebare așa de complicată asta, Răzvan, și mă depășește, sincer. Nu știu ce lipsește. Atunci, hai să spunem altfel. Ce îi lipsește României să fie o țară mai cu bile? Mai agresivă. Da, mai agresivă. Adică să batem, să nu ne simțim, să nu ne mai tot simțim ruda aia săracă de la țară. Să fim în stare să batem cu pumnul în masă. Ce îi lipsește României? Să știi că avem diplomați excepționali.
Nu cred că asta lipsește, lipsa profesioniștilor din diplomație. Cred că ne lipsește o oarecare pace de asta socială, în care stăm cu toții și ne gândim ce trebuie să facem pentru România în următorii 15-20 de ani, deși pare mult, este foarte puțin, uite, au trecut 30 de ani de la Revoluție. Acești 30 de ani au învățat că lucrurile se pot întâmpla sub diferite forme și nu întotdeauna benefic pentru România. Și atunci avem istoria celor 30 de ani care poate să ne dea reperele potrivite pentru ce ne dorim în viitor, cu condiția să înțelegem exact unde suntem noi astăzi în lume. Și dacă avem 3-5 obiective strategice pe care le respectă toată lumea, indiferent de cine vine la putere, când vine, cum vine, și ele sunt obiective de țară, atunci cred că putem să facem pași substanțiali în ceea ce privește dorința ta de agresivitate, dar benefică pentru România. Bineînțeles, bineînțeles. Nu neapărat agresivitate, ci mai multă încredere, mai mult tupeu în a ne apăra interesele. Bun. Acum că mă întrebase inițial de diplomație, diplomația nu se face cu tupeu. Diplomația se face cu resorturi care țin de educație, cultură, informații, nevoi. Definirea acestor nevoi pentru România este esențială în a putea folosi diplomații, în a genera susținere, pentru că suntem într-o echipă, practic, astăzi, și a genera susținere și din partea celorlalți pe proiectele pe care ni le dorim a fi înfăptuite din perspectiva României. Îți mulțumesc foarte mult, Adrian, pentru interviu și mulțumim că v-ați uitat la noi. Rămâneți pensionari.